Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Balcani, dezvoltarea comunitară în mediul rural din Balcani. Cel mai nou eveniment sub egida Federației LEADER, organizat în parteneriat cu Federația Națională Pro Agro, Agrobiotechrom și Amcor România, a avut loc la București. Scopul principal al conferinței a fost semnarea documentului Declarația de la București, privind cooperarea și sprijinul pentru dezvoltarea rurală în Balcani. Echipa Agro TV a fost acolo și vă aducem detalii de la eveniment imediat în jurnal. Dezvoltarea comunitară în mediul rural din Balcan s-a desfășurat în prezența reprezentanților Digi Agri, Digi Regio, Season, ai ambasadelor, agențiilor de plăți, SVG, ELARD, ministerelor de resort, rețelelor naționale, federațiilor galurilor din Balcan, rețelei de universități de agricultură din Balcan și consultanților profesioniști în domeniul fondurilor europene. In my opinion, this declaration is a bit, little bit late in the time because it's a vital document for the development of all countries here. As you know, Balkans are they have such specificity that half of the countries are the member states of the European Union and the other half are not members. And we have neighbors that are not members, but we are very close connected with them. So the declaration, the main goal of the declaration is to all together on the Balkans to work for common future and for progress and positive development of our territory. Pune la bază o colaborare, să spunem așa, în mediul privat cumva, a organizațiilor, dar dorința noastră este cumva să ajungă la un nivel instituțional între state și prin prisma acestui demers, inițiative, să-i spunem că e mai mult o inițiativă în acest moment, este să asigurăm, după cum spuneam, o dezvoltare rurală unitară, dar să facem un schimb de experiență între participanții la acest eveniment și, de fapt, mai corect spus, la această inițiativă, care sperăm noi să se extindă la cât mai multe state din Balcani și, totodată, este să ajutăm în procesul de integrare a statelor din Balcani, de integrarea acestora în procesele pe care unii sau urmează să le demareze în ceea ce privește aderarea la spațiul Uniunii Europene. Avem nevoie să aducem spațiul rural și mediul rural la nivelul la care există în Europa. Putem să facem acest lucru, putem să punem umărul atât noi ca organizații, dar și ca cetățeni. Putem crea această infrastructură foarte repede, ne putem adapta lucrului în echipă. Vedeți că azi aici au fost oameni din diverse medii, din mediul academic, din cercetare, din ceea ce înseamnă organizațiile de fermieri, din ceea ce înseamnă autorități locale. Faptul că din diferite state și din diferite medii oamenii au decis să pună umărul și să creeze această infrastructură, este un lucru îmbucurător. Eu cred că foarte repede vom trece la celălalt pas și să nu rămânem doar la o declarație scrisă și semnată. Ce s-a întâmplat astăzi aici este încă o inițiativă de care începe să devină o frumoasă poveste, care începe în urmă cu mai bine de 20 de ani, în vremea finanțării Pactului de Stabilitate din Balcani. Vremuri nu ușoare de trecut, dar care după 20 de ani de făcut și învățat, mai ales învățat din greșeli, au condus la o concluzie pe care am fi putut să o bănuim de la început, dar n-ar fi fost destul de greu să o demonstrăm, și anume că nevoile sunt aceleași, iar oamenii nu se schimbă. Și atunci am gândit o formă, pentru că nu este doar un singur instrument, am găsit o formă prin care ar trebui cumva, între ghilimele spus, să ne plătim datoriile. Adică dacă ne întoarcem în anii 90, noi am învățat dezvoltare instituțională de la alții, indiferent de tipul de structură, chiar public-privat sau oricum altfel împărțit, și am primit partea noastră de învățături de la alții. Poate că a venit vremea și a venit cu siguranță în anii, începutul anilor 2000, să dăm altora. Până la urmă avem aceleași probleme,
comunitățile locale și satul din Balcani are aceleași probleme, fie că el este în România sau în Serbia sau în Muntenegru. Și cred că împreună, să mă rog, istoria ne demonstrează că împreună putem face mult mai mult bine decât fiecare separat. S-a stabilit deja ca următoarea întâlnire să aibă loc la Belgrad, tot în aceeași formulă, sau mă rog, în aceeași formulă ca reprezentativitate de instituții sau ca arii de interes ale participanților, pentru că ăsta este un alt aspect extrem de important. Cred că este pentru prima dată când am reușit să aducem la aceeași masă atât partea decizională, partea administrativă, cât și partea de mijloc, partea de legătură, galurile, cât și partea universitară sau partea de consultanță, cumva cea care livrează sau poate livra soluții pentru problemele fermierilor. Din multe motive și mai ales din nenumărate interese, România este invadată la propriu de alimente procesate sau de legume și fructe produse în țări ale Uniunii sau care nu fac parte din această familie. Am tot prezentat materiale în care fermierii noștri rămân cu marfa pe câmp în solarii sau nu o pot vinde din cauza prețurilor de dumping cu care produsele alimentare ajung în marile lanțuri de magazine. Colegul meu, Ovidiu Ghinea, a realizat un interviu cu fermierul Marin Anton, chiar în depozitul în care ambalează doar produse românești. Având în vedere puterea financiară a acestui investitor, el reușește să aducă recolta internă în rafturile hipermarketurilor. Haideți să le spunem oamenilor ce activități întreprindeți în perioada asta în depozitul de legume, fructe pe care îl aveți. Livrăm pentru supermarketurile din România marfă românească. Eu mă încăpățânez că aici să aducem marfă românească și să vindem în special marfa românilor, să nu mai sta fermier român mai mic, mai mijlociu, și cu cât ești mai mic, cu atât vinzi mai greu în supermarket direct, și să aducem marfă, să nu mai stea pe marfa pe marginea șanțului. O aducem la noi aici, după cum vedeți o avem linii de baxare și de însăcuire a produselor. Aici facem cartofi, alimentația de bază a românului. Marfa e adusă și achiziționată de la producători din zonă? Da, de la producători din zona Brașov-Covasna în momentul ăsta. Românească, marfă românească. Și ați văzut alta din zona Lungulețu, avem și marfă din zona Lungulețu. Mai avem și marfă din zona noastră de aici, din apropiere, de la Colibaș și Vărăș, în zona Adunații Copăceni, zona noastră de lucru. Cum e valorificată marfa asta de către dumneavoastră în relația cu marile magazine? Destul de greu. Avem o relație destul de anevoioasă. Comerțul, inclusiv comerțul de legume, fructe în România e dominat de altcineva decât de români. Marfă românească, o să vedeți că nu avem mai mult de 20% pe niciun raft din România. Vă repet, eu mă încăpățânez. Chiar dacă nu câștig sau câștig foarte puțin, mă încăpățânez să vând marfă românească, pentru că așa mi se pare corect. Probabil că ați avut oferte de la diferiți importatori să aduceți din Turcia sau din alte țări. Am și astăzi, am și tot timpul am. Dar în același timp este și foarte greu, că în momentul când aduci marfă turcească, bineînțeles că o ai la un preț mare, pentru că domnii noștri prieteni din Turcia știu mai bine cum ce să facă și vând mult mai multă marfă din Turcia decât marfă din România în supermarketurile românești. Într-o analiză prezentată în direct la AgroTV, Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, avertiza fermierii în privința scăderilor care s-au înregistrat în ultima vreme la prețul grâului. Mai mult, specialistul spunea că nu se întrevăd creșteri de preț nici în viitorul apropiat, întrucât culturile arată bine în majoritatea zonelor lumii. Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, încurajează fermierii ca să încheie contracte forward cât mai repede, pentru măcar 10-15% din producția estimată pentru anul 2023, astfel încât să-și securizeze investiția la nivelul actual de preț. Potrivit acestuia, prețul grâului din recolta 2023 se află în jurul valorii de 245 euro pe tonă.
Ceea ce vedem afară, coroborat cu ceea ce se întâmplă în bazinul Mării Negre, ne dă nota și pentru recolta viitoare. Rusia va rămâne cu un stoc foarte mare de marfă, recoltele europene arată o stare de sănătate normală pentru perioada în care ne aflăm și, subsecvent, bursele încep să scadă. Astfel, prețul recoltei vechi de grâu se duce la 270 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Recolta nouă este prețuită în jurul valorii de 245-250 de euro pe tonă. Este un impuls pentru a securiza o tonă de hectar prin vânzările în contracte forward, a precizat Cezar Gheorghe. Direcția Agricolă Județeană Iași, împreună cu mai mulți parteneri, se pregătesc pentru un eveniment inedit, o degustare de vinuri locale în tramvaiul de epocă ce va circula prin Iași. La Iași, degustătorii de vinuri împreună cu Compania de Transport Public, Universitatea pentru Științele Vieții Ionescu de la Brat și Direcția pentru Agricultură a județului Iași se pregătesc pentru cea mai inedită degustare de vinuri într-un loc interesant în tramvaiul de epocă al Iașului. Astfel că mâine, în această locație interesantă, ce aduce aminte de vremurile de altă dată, va avea loc evenimentul Vin la Iași și la Unire are ca scop promovarea potențialului oenoturistic al zonei, readucerea în atenția ieșenilor a calităților vinurilor locale și a fi cunoscută istoria cramelor din această zonă a țării. De asemenea, vorbim și de o cauză umanitară, un scop caritabil, banii care vor fi strânși în urma licitației și a tombolei vor fi donați în scop caritabil pentru mamele care își cresc singure copiii. La evenimentul de mâine vor participa toate cramele din această zonă a țării. Va fi o demonstrație în tramvaiul de epocă al Iașului. De asemenea, se va face o deplasare pe traseul Târgu Cucu, Rond Agronomie și Retur, cu oprire la Rond Agronomie, iar pe parcursul traseului vor fi degustate fiecare vin de la cramele participante și, bineînțeles, se va putea afla toată povestea pentru fiecare vin și reprezentant în parte. Vrem să susținem crescătorii de animale, dar de cele mai multe ori, cei care ar trebui să se implice sunt cei care nu fac mare lucru. Ba mai mult, pun bețe în roate oamenilor care investesc în acest sector. Vă prezentăm în minutele următoare povestea lui Miron Laslău, crescător de animale în comuna Drăgănești din județul Bihor, care de o bună bucată de timp se simte discriminat de conducerea Asociației Urbarială Belejana. Această entitate îi îngrădește accesul animalelor pe care le deține la pășunea satului. În aceste condiții, agricultorul este nevoit să își țină necuvântătoarele în grajd și să cheltuie cu animalele peste puterile sale financiare. În minutele următoare vă prezentăm o anchetă jurnalistică realizată chiar la fața locului de colegul meu, Marius Milea. Laslău Miron din comuna Drăgănești, județul Bihor, sat Belejești, se confruntă cu o problemă. De o perioadă bună de timp nu poate să scoată animalele la pășunat. Crescătorul se îngrijește de aproape 310 ovine, 50 de capline și 4 bovine. Sunteți singurul din acest sat care se mai îngrijește de animale și cu toate acestea văd că vi se pun piedici. Da. Deci avem aici chiar în spatele grădinii, avem aici pus gard de către doi cetățeni de aici din sat care sunt să opun pentru a merge cu animalele, să le scoatem în partea asta la pășunat. Avem aici niște șanțuri din bătrâni unde a fost canalizare făcută, scurgere în sat, toate sunt înfundate, se vede și apa, sunt belți, suntem inundați. În caz de calamitate naturală, ajunge apa până în spatele grajdului și nu mai putem să scoatem oile până la retragere. Deci dumneavoastră nu puteți să vă scoateți animalele pe pajiște. De ce se întâmplă acest lucru? Păi acest lucru se întâmplă că nu mai vor să ne lasă păpășunea asociației, nu mai vor să ne lasă primăria, toată lumea s-a pus contra noastră, s-o folosesc acte false, cu semnături, că îi cheamă pe oameni să semneze pentru lemne. Și deci nu vă lasă să pășunați animalele pe izlaz?
Dar sunteți și singurul crescător. Și singurul crescător lasă, nu știu cum le dă APE subvenții păpășunii, datorită faptului că dânsii pot lua subvențiile și nu fac nici curățenii la pășuni și subvențiile respective sunt de ordinul miliardilor, nu de ordinul unor sume mici. Am înțeles că aveți și acte doveditoare. Acte doveditoare care dovedesc câtă subvenții, deci subvenția luată din 2011 până în momentul de față, dacă se face calculul pe subvențiile pășunilor în Belejana, depășește 15 la 20 de miliarde. Animalele nu sunt la pășuni decât animalele mele personale, care au rămas pe pășunea urbareală, oi și capre. Dânsii în fiecare an primăvara vinea la mine ca să semnez un act că sunt de acord ca să ia subvenția pe pășune pentru efectivul de animale pe care le dețin și semnând acest act ei au luat banii, dar în 2021 dânsii au început chiar din anul 2020 să mă dea în tribunal să mă scoată de pe Asociația Pășunilor din Belejana, să nu mă mai lase cu oile, fiindcă acești oameni au lucrat în așa fel ca să se împartă ei pe banii asociației și pe mine să mă scoată definitiv din sat. Au făcut un convocator și au declarat o ședință, ceea ce se vede aici scris pe hârtie, în data de 10-7, având ordinea de zi, ora 14 următoarele. Excluderea numitului Laslău Miron din asociație, folosirea subvenției APE, gestionarea fondului forestier, analiza distribuirii masei lemnoase către membrii asociației și aprobarea concesionării terenului pentru panouri fotovoltaice. Deci asta a fost ordinea de zi a ședinței. Aici pe tabel sunt scrise anumite persoane. Și o semnat în locul meu aici. Asta e semnătura. Cu N. Cine a semnat? Eu nu știu ce e acolo. Habar n-am de așa. Deci dacă știți că s-a făcut ședință în sat pentru pășuni, pentru dare de seamă cu banii... Ședință de la Revoluție în care nu mai fost în satul ăsta. Așa. Deci de la Revoluție nu a fost... Nu mai fost așa. Dar vă regăsiți în acest tabel? Numele dumneavoastră apare? Apare, da, uite că apare, dar nu știu din cum și cine a semnat. Deci numele dumneavoastră care este? Hus Miron. Hus Miron. Da, semnătura chiar în primul rând. Dar din cine o semnat? Sunteți primul pe listă? Primul pe listă. E semnătura dumneavoastră? Da. Dar nu e mea. Nu? Nu e mea. Eu nu asta nu e semnătura de mea. Sunteți de acord cu excluderea domnului Miron din... Nu treabă cu nimeni, nu mă întreba, nici cu lemn din păduri. Eu nu știu cine am semnat, că nu știu. Numai vini acela și eu și deam pe bancă cu fătuța noastră și cătă mine. Ia, hai, semnează ce e aici. Nu știu, eu nu mă interesez. Dar când ați fost la ultima ședință, de când sunteți dumneavoastră în sat? M-am dus nicăieri. Pe timpul PCR-ului? Nici la o ședință, nici la o ședință. Pentru lemne a semnat, cum vă numiți? Măduța Rozalie, la numărul 12. Măduța Rozalie? Măduța Rozalie și semnătura aici, da. Și o pus semnează, dar dânsa spune că o semna și ea pentru lemne. Dacă... Pentru lemne, dar a semnat și pentru excluderea din asociație a domnului Miron. Știi de treaba asta ceva? Nu. Nu. Dar ați fi semnat pentru excluderea dânsului? Nu. Acești membri care o dețin pășunea asociației mi-au pus diferite feluri de pesticide pe pășunii. De unde știți acest? Azotoasă. De unde știți? Am găsit azoatele pusă și pesticidele și am făcut către garda din mediu, am făcut către DSV-ul și pentru verificare, constată următoarele. Pe aproximativ 90% din suprafața pășunii Asociației Urbarială Belejana există pete cu diametre între circa 10-20 cm unde iarba este uscată și avea un miros de substanță chimică. Într-una din gropile pentru adăpat există pe fundul apei, pe circa 150 de metri pătrați, o pată de culoare roșiatică cu aspect uleios. Sunt urme proaspete de pășunat pe toată suprafața pășunii. Deci această instituție a statului, Garda de Mediu, în loc să ia soluția respectivă, să o ducă pentru analiză, nu a luat-o dânsii și i-a pus pe cei din asociații ca să umble ei să ia analiză.
Deci dumneavoastră acuzați că această soluție sau aceste soluții au fost puse intenționat sau din neglijență? Da, da, da. Intenționat au fost puse pentru a distruge animalele. Intenționat. Din afirmațiile fermierului bihorean Miron Laslău, vinovat de neplăcerile create, ar fi fostul președinte al asociației Adrian Staniș, omul care i-a interzis accesul la pășunea satului. De 20, peste 20 de ani, această persoană, Laslău Miron se numește, a pășunat fără a plăti niciun leu, niciun contract n-a avut. Ba mai mult, am și solicitat prin anumite adrese să vină să se înțeleagă cu noi. Lucru care nu s-a întâmplat, nici nu asta de vorbă cu noi. Iar din cele 78 de hectare, eligibile sunt 55 de hectare care se poate pășuna la ora actuală. Pentru că statul Belejeni e un sat foarte mic, cu cea mai mică suprafață din toată comuna, la Asociația Urbăreală. Ori subvenția care este de 150 de euro pe hectare, vă dați seama, am mulțit 150, imediat îți dă suma. Nu e vorba de miliarde, că nu sunt miliarde. Deci această persoană a pășunat. Ei, din 2020 a intervenit conflictul între noi. Amenințări că ne omoară, că ne distruge, vă dați seama. Reclamații peste reclamații la parchet, la garda de mediu, peste tot, că eu otrăvim oile. Lucru care nu s-a confirmat prin... Dar el a acuzat acest lucru, că i-au murit miei pe pajiște. Da, 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 au acuzat acest lucru și din cercetările ieșite și din analize venite de la laborator erau oile netratate, vermișori, râie, treburi de genul ăsta. Niciodată, întrebat medicul veterinar fiind, nicio solicitare n-a avut să facă tratament la oila domnul Lazlău. El acuză faptul că s-au pus pe acea hârtie semnături false. Unii dintre ei nu știau pentru ce semnează, iar alții acuză faptul că nu e semnătura lor. Vedeți, dumneavoastră, acel tabel este făcut la fața locului. Nu poți să faci înainte și după. Fiecare și-o semnată. Nu face nimeni niciun fals. Nici n-am participat la acele semnături, nu știu. Am semnat și eu pe el, într-adevăr. Și este ceva legal și normal. Asociația Urbăreală este condusă de către statut. Credeți că se poate rezolva ceva în beneficiul lui? Deci, rea intenție n-a fost. 20 de ani, vă rog să mă înțelegeți. Fără nici 5 bani, fără... Când i-am solicitat să vină să facem contract, mi-o sfidat. Ce să mai zicem altceva? Ce mai putem zice? Cum este firesc, într-o anchetă jurnalistică, am luat opiniile tuturor celor implicați. Iată ce a declarat primarul localității. O comună unde se vede că pășuna este la mare căutare, mai ales de crescătorii de animale. Cum îi împăcați? Cum faceți dreptate? Desigur că această comună este locuită de mulți, de mulți crescători de animale. În mare parte, crescătorii sunt de vaci, de bovine, avem și crescători de ovine. Încercăm să îi mulțumim din punct de vedere al concesionării pășunilor legal. Pur și simplu, corect și legal. Mai precis ce spune legea? Mai precis, după numărul de animale, ce avem la dispoziție, încercăm să împărțim în mod egal la fiecare dintre cei care solicită concesionare. Sunt mai multe animale decât teren? Bineînțeles, bineînțeles. Animale au crescătorii număr de animale destul de consistent. Probabil că pe viitor numărul animalelor va scade datorită problemelor cu care se confruntă crescătorii de animale în prezent, dar din punct de vedere legal noi încercăm să îi împăcăm și să îi ajutăm astfel încât să beneficieze de tot ce ne stă nouă la dispoziție. Este greu să gestionați o astfel de problemă? Nu este greu. Aplicăm legea, pur și simplu. Este mai greu cu oamenii. Ei înțeleg mai greu. Și de cele mai multe ori, când doi se ceartă, întotdeauna nu putem să îi împăcăm pe amândoi. Poate că unul dintre ei rămâne un pic supărat. Cazul prezentat din zona Bihorului nu are o soluție viabilă. Urmărim acest subiect și vă ținem la curent.